Procurorii DNA au identificat cazuri în care au fost achiziționate produse la prețuri supraevaluate între 50 și 800%. Poate greși cineva un preț de achiziție cu 800%? Pentru infrastructură sau construcții, statul plătește de cele mai multe ori prețul lucrării dublu. În cazul imobilelor retrocedate ilegal, prețul plătit în plus de stat a fost și de 10 ori mai mare decât prețul real. Vorbim aici de oportunitatea unei decizii?